Secretele celor trei maestri ai succesului pentru a schimba viața, de Napoleon Hill, Dale Carnegie, Joseph Murphy. Partea a treia, cum să vorbim în public, dobândește abilități relaționale și stăpânește arta de a vorbi în public, de Dale Carnegie. Introducere. În momentul de față, ai învățat care sunt cele două abilități esențiale pentru a obține succesul în viață. Cum să-ți formezi o mentalitate sănătoasă care să te îndrume către succes. Aceasta este prima abilitate fundamentală. Și cum să folosești puterea subconștientului tău pentru a-ți transforma gândurile în realitate. A doua abilitate fundamentală. Este posibil să ai cele mai bune idei care par să fie extrem de promițătoare, dar care pare că nu ajung să se concretizeze vreodată. Cea de-a treia abilitate esențială în viață, de care ai nevoie pentru a obține succesul, constă în capacitatea de a influența pe ceilalți prin construirea unor relații de prietenie în care fiecare vrea binele celuilalt și dobândirea abilității de a vorbi în public. Având atât o rețea puternică de prieteni și parteneri care sunt alături de tine și acționează în scopul îndeplinirii intereselor tale pentru a te ajuta să ai profit, la fel cum îi sprijini și tu pe ei, cât și abilitatea de a-ți impune ideile celor din această rețea și dincolo de ea, succesul tău este garantat. Și nu există persoană mai potrivită să ne învețe cum putem să-i influențăm pe ceilalți decât Dale Carnegie. Dale Carnegie este cel mai cunoscut formator de opinie din ultimii 100 de ani datorită serviciilor oferite profesioniștilor din domeniul afacerilor pe care i-a ajutat să dobândească abilitatea de a influența pe cei din jurul lor. În 1936, Carnegie a scris faimoasa lucrare Secretele succesului. În mod ironic, în ciuda faptului că, dintr-o perspectivă socială, acum suntem mai conectați ca niciodată, avem nevoie mai mult ca oricând să luăm în considerare observațiile sale realiste despre relațiile interpersonale. Bazându-se mai mult pe interacțiunile promovate de rețelele de socializare decât pe întâlnirile față în față, generații întregi și-au pierdut abilitățile simple și necesare întreținerii unei relații de prietenie. În capitolul de față vei descoperi părerile sale avizate despre cum să-ți construiești o prietenie benefică, dar și o secțiune specială dedicată tinerilor. Forța proaspătă de muncă, secțiunea este adaptată și provine din cartea sa publicată în 1938, intitulată How to get ahead in the world today, cum să înaintezi în lumea de astăzi, care este posibil să nu fi căpătat aceste abilități practice, ce nu sunt puse la îndoială în cazul generațiilor mai în vârstă. Chiar și după ce a publicat Secretele succesului, Carnegie a ținut cursuri despre arta de a vorbi în public la Universitatea YMCA, la care s-au înscris circa 700 de profesioniști din domeniul afacerilor de pe coasta de est a Statelor Unite. Cursul său era atât de popular încât în 1920 a publicat o carte pe baza conținutului predat, sub titlul Public Speaking, lucrare ce a fost revizuită și retipărită de 4 ori în decursul a 40 de ani de la publicare. Asemenea, capacității de a construi relații autentice cu ceilalți, arta de a vorbi în public este o abilitate esențială obținerii succesului pe piața muncii din prezent, în orice sector ai activa. Într-o perioadă în care formatorii de opinie trebuie să trăiască din prezentările susținute și de la un contract la altul, când marketingul online include clipuri video și podcasturi, așa cum era de așteptat, când prin intermediul internetului putem să ne difuzăm instantaneu clipurile video personale pe întreg mapamundul, este mai important ca niciodată să stăpânim această abilitate. Dacă ești la curent cu tendințele din domeniile umaniste, dar și cu cele din marketing, vei fi conștient că abilitatea de a spune o poveste este ultima modă. Toate aceste observații se regăsesc în cartea de față, scrisă în urmă cu aproape 100 de ani. În capitolele care urmează, vom învăța cum să influențăm pe cei din jurul nostru, transmițându-le un mesaj autentic, bazat doar pe experiențele noastre, cu adevărat profitabil pentru noi și care îi va ajuta într-adevăr
pe cei care constituie audiența noastră. Dar la fel cum ți-ai dezvoltat o mentalitate practică pe baza lecțiilor prezentate în partea întâi și ai reușit să dobândești autocontrol asupra subconștientului tău în urma observațiilor prezentate în partea a doua, știi deja că nu poți să deții puterea de a influența pe ceilalți după doar 5 lecții ușoare, ci punând în practică multe dintre principiile deja însușite și clădind peste ele alte noi calități. Nu vei fi surprins să descoperi că secretul vorbitului în public constă în primul rând în a-ți dori să deții această abilitate sau că ai nevoie să stabilești un echilibru între gândurile și sentimentele tale sau că trebuie să te disciplinezi, să exersezi și să perseverezi în vederea obținerii acestei abilități. La fel ca Napoleon Hill și Joseph Murphy, Dale Carnegie a știut că oamenii de succes sunt integri și înțeleg că lumea funcționează după legea cauzei și efectului și, de asemenea, că e nevoie de timp pentru a stăpâni abilitățile care îi vor ajuta să-și atingă scopurile, nu doar ale lor, ci și pe ale altora. Odată ce vei fi capabil să-i influențezi pe ceilalți în baza unei relații sincere de prietenie și vei stăpâni arta de a vorbi în public, vei face progrese rapide.